Bine v-am găsit, stimați respectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu, de acum cunoscut, domnul profesor universitar, doctor inginer Corneliu Dinu, de la Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică. Bine ați revenit la a doua emisiune, domnule profesor, în platoul nostru. Bine v-am regăsit și bună ziua celor care ne urmăresc. Am spus de acum cunoscut, fiind la a doua emisiune, tradiție, poate și a treia, și a patra. Aș vrea să fiu foarte succint și să transmit câteva repere din sumarul emisiunii trecute, când ne-am propus să realizăm un dicționar cu cuvintele vieții dumneavoastră, Corneliu Dinu. În emisiunea trecută am reușit să realizăm secțiunile cuvinte autobiografice, cuvinte educaționale, cuvinte academice, cuvinte manageriale, cuvinte potrivite. Foarte pe scurt, pentru cei care ne-au urmărit, pentru cei care nu ne-au urmărit și nu numai atât. Invitatul meu, domnul profesor universitar Corneliu Dinu, este ploieștean. S-a născut pe 13 februarie 1944. Acum de 2 ori 35 de ani. Este cel de-al treilea copil al Mariei și al lui Nicolae Dinu, oameni cu simțul datoriei. Este inginer geolog, promoția 1966, Institutul Petrol, Gaze și Geologie, Facultatea de Geologie Tehnică. Așa se numea atunci. Da. Profesor universitar, doctor inginer la Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, iar din anul 1992 este conducător de doctoran, numărând până acum 27 de doctori. Decan, timp de 14 ani, visiting profesor mai mult de 15 universități din lume, are experiență vastă în geologie structurală, tectonică, analiza bazinelor sedimentare, stilul structural în explorarea petrolului, dinamica bazinelor de sedimentare, geologie marină, stiluri structurale în exploatarea petrolului, am mai spus odată, dar am constatat că sunteți un mare stilist, totuși, dacă repet. Prospecțiuni geologice pentru hidrocarburi și sare, explorare, dezvoltare și exploatarea hidrocarburilor. Când am zis experiență, am zis competențe, am zis vechi cursuri pe care le-ați continuat, noi cursuri pe care le-ați înființat și nu numai cursuri, ci și o cercetare științifică de mare valoare. Vicepreședinte al Societății Geologice a României, 1990-2000, membru al Academiei Europea, membru din 95 până în prezent, membru în Consiliul de Administrație al SNP, numai 2 ani, 1999-2001, membru de onoare al Societății Române de Geofizică, din 96 prezent, și al Societății Naționale de Geografie, din 99 prezent. A coordonat din partea României 20 de proiecte internaționale. Vom detalia acest subiect în secțiunea care urmează, pe care o să o realizăm în cadrul acestei emisiuni. Premiul Grigore Cobălcescu al Academiei Române 1985 s-a implicat ca moderator într-un proiect ANRM privind gazele de șist. Proiectul s-a finalizat februarie 2014, început în iunie 2013, și poartă titlul Campanii de informare privind gazele de șist. Din respect, manager proiect, doamna Anca Baciu. Tot din emisiunea trecută, la cuvinte potrivite, am reușit să-l conving pe invitatul meu de următoarele atribute, care sunt constante: onest, punctual, dinamic, tolerant, capacitate de comunicare, capacitate de adaptare la diverse grupuri de persoane și situații, capacitate de lucru în echipe în condiții de stres, capacitate de lucru cu termene limită, coordonare, vocație de manager, perfecționist, spirit analitic. În sumar, cam acesta a fost dicționarul Corneliu Dinu, pe care l-am realizat împreună cu secțiunile nominalizate, listate mai sus. Mai avem ceva de adăugat la aceste secțiuni? S-a mai întâmplat ceva de o săptămână? Poate mai dispărut din calități. Nu cred, acestea sunt constante. Dacă erau variabile, mai ziceam, sunt constante. Domnule profesor, continuăm, navigăm. Și aș dori să realizăm
nu să finalizăm, dar măcar să aducem într-o anumită formă, aproape de final, dicționarul nostru, provocându-vă cu o secțiune foarte importantă, care știu că vă este dragă, proiect. Pregătind emisiunea, am structurat această secțiune în proiecte internaționale, proiecte naționale în programe de cercetare majoră, proiecte majore cu unități economice. Și aș vrea să începem cu proiectele internaționale. Am numărat, poate greșesc, ați fost coordonator din partea României și nu este deloc lipsit de importanță, a 20 de proiecte internaționale. Începem cu proiectele internaționale? Vă rog. Da. O să începem cu proiectele internaționale. Cum aceste proiecte s-au derulat în mod deosebit datorită deschiderii create după 1990, asta nu înseamnă că înainte de 1990 n-am lucrat cercetare și încă destul de intensă, dar mai puțin în proiecte internaționale. Nu prea exista pe vremea respectivă, la vremea respectivă posibilitatea lucrului la niște proiecte internaționale. Este o afirmație importantă. Ați lucrat începând ca student sau de când erați cadru didactic? Ca student și ulterior, de când am devenit cadru didactic, pentru că făceam parte din niște colective și dintr-o facultate și dintr-un institut unde cercetarea era la ea acasă și unde toată lumea trebuia să lucreze partea de cercetare. Pentru că nu aveai din ce să faci lucrări științifice, nu aveai din ce să faci un doctorat, nu aveai până la urmă nici din ce trăi, pentru că multe din contracte, din partea de cercetare, erau de fapt cercetări cu industria, și de unde se mai putea obține ceva bani suplimentari. Știți foarte bine că nimeni, în mod serios, n-a putut să trăiască numai din salariul de asistent, lector, conferențiar, profesor și mai departe. Și nici nu poate să trăiască. Nici nu poate. Nu știu viitorul care va fi, dar trecut, prezent. Peste tot în lume există această preocupare și complementaritate, aceea de a obține și un venit suplimentar sau, în orice caz, o serie de avantaje de cheltuieli care să provină din partea de cercetare. Și încă nu este posibil altfel. Și atunci am să mă opresc la câteva din proiectele de cercetare după 1990, când, într-adevăr, au fost câteva proiecte majore. Și fără să țin neapărat strict la cronologia lor, ci am să le, și nici neapărat la importanță, pentru că fiecare din proiectele respective a avut importanța și istoria proiectului respectiv. Aș vrea să amintesc în primul rând un proiect major pe care l-am avut cu Universitatea din Karlsruhe. De fapt, era un consorțiu mai mare al Germaniei, finanțat de Fundația Națională de Știință a Germaniei, destul de mare proiectul. Iar din partea română, în afară de Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, am mai avut parteneri în Institutul de Fizică Pământului și Seismologie, am mai avut parteneri de Universitatea Tehnică de Construcții. Proiectul se numea, hai să spun pe românește, Cutremure puternice, o alegere, o șansă, o provocare, mai bine spus, pentru geoștiințe și inginerie civilă. Ați început bine. Asta era tematica. Cum trebuie să vă spun că este un proiect la care s-a lucrat enorm, cu echipe mari, echipe foarte mari, și de cercetători și de studenți, s-a lucrat mult în teren, s-a lucrat mult în prelucrarea datelor. Și n-ar rost să vă înșir toate astea, pentru că proiectul a durat 11 ani, din 1997 până în 2007. A fost un proiect continuu, cu diverse faze de evoluție, între care, mi-aduc aminte că ați amintit la un moment dat colegul meu, Aurelian Neguț, vă spunea despre problema la care a lucrat, de stres, care tot aici era băgat, tot stres în cadrul tectonic. Acest stresul tectonic, și care era tot coordonarea mea, să spunem, care era mai aproape de mine, dar la care a adus contribuția și domnul profesor Neguț. Aș vrea să vă spun ce a însemnat așa în câteva cuvinte și ca realizare și ca ceea ce a trebuit noi să facem.
În primul rând, acest proiect a necesitat extrem de multă tehnologie, înseamnă foarte multe și puternice computere pentru prelucrarea, procesarea unor date înregistrate în teren. A însemnat instalarea multor echipamente de înregistrări a cutremurilor, diverse dimensiuni, și nu numai a cutremurilor, a mișcărilor verticale, orizontale, care se făceau, și aceste înregistrări, prelucrarea lor, care se poate face în diverse moduri, cu diverse interese, la cele de natură strict teoretică, dacă vreți să vedem stresul tectonic la scară mare, la cele de natură practică, ajungând la problemele de comportare a clădirilor, care, dacă vreți, este una dintre problemele majore. Și atunci, în acest proiect au lucrat și mulți studenți, și în teren, și în prelucrare. Câțiva dintre ei și-au făcut teze de doctorat aici, și doctoranții din Germania și doctoranții din România. Asta însemnând, ăsta este unul dintre marile câștiguri ale proiectelor internaționale. Au învățat cum se lucrează într-o echipă, au învățat cum se lucrează într-un sistem de acum mult mai bine orientat decât noi. Ce a rezultat, ce a mai rezultat din acest proiect major a fost donarea către România și a intrat în custodia Institutului de Fizică a Pământului și Seismologie a număr important de stații seismice. Și atunci, practic, noi ne-am îmbunătățit rețeaua, care era destul de modestă, de înregistrări seismice, de la acest proiect. Și asta este una dintre problemele extraordinar de importante. Și din realități. Și din realități. Domnule acolo... profesor, suntem în Germania. Suntem în Germania. Da. Nu suntem la Karlsruhe. Am aici o poză. Mie îmi place foarte mult. Dar, după cunoștința mea, nu e din Karlsruhe, e din Hamburg. Da, nu pe aceea vreau să arătați. Întâi dacă am ajuns la ea? Nu, dacă ați ajuns neapărat. Dar aș vrea să arătăm cu echipa de la Karlsruhe. Prima, cea mare de acolo. Aceasta de aici, da? Da. Dar este în România. Este în România, dar sunt personaje importante. Vă rog. Adică cel din dreapta este șeful proiectului mare. Nu, dar unde ne aflăm aici? Ne aflăm la Cotroceni, da? Cotroceni, în fața Palatului Cotroceni. Președinte eram era? Când era președinte Emil Constantinescu. Colegul dumneavoastră, nu? Da, colegul meu, care da? I-am făcut o vizită ca să și cumva de informare. Și cumva colegii noștri din Germania vreau să arate și ei mai departe că acest proiect s-a bucurat de sprijin foarte larg, inclusiv că am fost primiți la Cotroceni. Și sunt acolo două din persoanele cheie din Germania, profesorul Wenzel și profesorul Schmidt. Mai este din România, în afară de mine, mai este profesorul Sândulescu, mai este directorul Institutul de Fizică a Pământului din vremea respectivă, Dumitru Enescu, așa încât era o... am pus-o pentru că vă rog, e foarte important, îmi face plăcere da. Măcar să amintesc niște nume și să sunt niște oameni cu care am lucrat peste 10 ani de zile și care s-au derulat multe, multe tipuri de activități. Am să trec repede aici, pentru că sunt multe proiecte, da. Nu se reușesc să amintesc decât două sau trei. Este unul început din 1990 și care a durat până în anul 2004, poate și mai mult, și noi am mai continuat activitatea, dar așa, care se ocupa de investigarea Mării Negre. Și ăsta a fost obiectivul, să determinăm structura, caracterele sedimentării, evoluția părții de vest a Mării Negre, acolo unde se află și zona noastră. Toată activitatea derulată în aceasta a fost legată de integrarea cercetării în sisteme de expediții. Am fost într-o expediție, de fapt au fost două, trei, patru expediții succesive, dar una merită să spun o mică poveste care a fost interesantă. Adevărată. Așa, adevărată. Noi în 90, împreună cu directorul Institutului de care a devenit Institutul de Geologie, Geofizică Marină, Geologie, Geoecologie Marină, GeoEcomar, el înainte fiind o parte a Institutului Geologic, un laborator, s-a desprins ca institut,
Am început o epopee de a obține pentru cercetare o navă din cele care se casau, se trimiteau la tăiat, așa numitele nave pescadoarele noastre. Am pus ochii pe una și așa, cu insistențe, cu nu știu ce, trecând pe la toți potentații țării astea la vremea respectivă, până la urmă ne-au dat de gura noastră, zis, mă, ce faceți voi cu asta? Și bine. Am obținut nava și a început epopeea. Epopeea înseamnă să o poți transforma. Să transform dintr-o navă de pescuit, într-o navă de cercetare, este o aventură extraordinară în condițiile banilor de atunci ca și a banilor de acum. Și am încercat în diverse moduri și tot aveam termene și așa mai departe. Când în cadrul proiectului cu nemții de la Universitatea din Hamburg, care conduceau, dar nu numai cu ei, am lucrat acolo și cu cei din Odessa, am lucrat cu cei din Bulgaria și mai departe, ne-am angajat, banii erau de la nemți, care plăteau expediția, ne-am angajat că mergem cu nava noastră. Avea un nume, nava? Nava la vremea respectivă era Someș, ulterior a devenit Mare Nigru. Nu era încă Mare Nigru la vremea respectivă. Deci Mare Nigru, da, Marea Neagră, Mare, da? Da. Și Someș era numele inițial. Se apropia expediția, noi îl asiguram pe profesorul Wong de la Hamburg că suntem în regulă, că mergem mai departe, da, puteți să avem aici o imagine chiar din Hamburg. Este o imagine din Hamburg cu profesorul Wong, care era de fapt un chinez de origine, originar din Taiwan, dar școlit în Statele Unite și profesor la Hamburg. Și tot în poză mai este, în afară de mine, mai este profesorul Nicolae Panin, directorul Joey Comarului, care este membru corespondent al Academiei. Și eram în cadrul unei vizite de la Hamburg. Și l-am asigurat pe profesorul Von că totul decurge normal și l-am dat de tot telefon. Gata, am îmbarcat toate echipamentele, le-am pus în containere, sunt pe drum către Constanța. Noi eram gata cu nava și am fost să nebuniți. Ce facem? Eu am văzut noroc că Panin, fiind cumva de origine rusă, reușea și cunoștea în lumea asta geologiei marine, cunoștea niște ucrainieni, atunci erau încă ruși. Și s-a dus, și-a luat legătura cu ei, s-a dus rapid într-o vizită la Novorossiysk și a reușit să închirieze o navă. Când am vorbit din nou cu profesorul Vong, ce faceți? Este nava, este, sunt camioanele pe drum, este nava pregătită în port, noi zic, și atunci a fost, mi-am spus, știi ce, Chin, nu avem nava noastră încă, nu este gata, dar am găsit alta, una, profesor Vodianitski se numea. I-a căzut receptorul din mână. Și zic, da, stai liniștit, nu e nicio problemă, e toată treaba în regulă, nu știu, nu rămâne decât o singură chestiune importantă. Ăștia nu vor decât să fie plătiți cu banii cash. Și fă și adu banii. Asta este o problemă pe care vreau să vă spun că numai un chinez putea să o facă, să se angajeze la așa ceva. Să vină cu banii cash, i-a împrăștiat la toți studenții pe care îi avea, la nu știu ce, pentru că era vorba de bani mulți, era vorba de vreo 80.000 de euro, 80.000 de mărci la vremea respectivă. Da. Și a venit cu ei. Am terminat expediția în bune condiții, că și asta mi-a răspuns mai departe, și mi-a zis, hai să mergem, și l-a luat și pe banii să mergem să-i dau banii, să-i plătesc capitanului. Capitanul, am tot discutat, dom'le, uite, contractul, facem contractul, lasă-mi contractul. Mie spune ce hârtie să-ți redactez. Și stând acolo să bem o vodcă, l-am întrebat, ce faceți cu banii ăștia așa, ce facem? Mă duc direct la Istanbul, cumpăr piese, dau niște bani la oameni și dacă mai rămâne ceva, dau și la institut înapoi. Asta era lumea în care am putut să începem cercetarea. O altă lume, totuși. Da, o altă lume și dar dificilă. Deci, în cadrul acestei activități de mai multe expediții pe mare, făcute ulterior, că am continuat activitatea împreună cu francezii, până am făcut și cu navă franțuzească, și cu navă și cu Mare Nigru, al nostru, deci s-a diversificat toată treaba, niște proiecte foarte mari, proiecte internaționale, niște asamblaj, care sunt multe universități, din Franța, din Germania, din Spania, din
Italia, din Anglia. Deci, cum să spun, a fost un consorțiu uriaș. În continuare, acest mergea pe aceea succesiune. Obiectivul era să achiziționăm date care să ne ducă pe noi la cunoașterea structurii și să ne luăm probe din care să analizăm succesiunea de depozite care există și care să ne dea nouă răspunsuri la ce înseamnă evoluția zonei respective. Deci, a fost un proiect lung. Deja erau, vorbesc de o suită de asemenea proiecte și care ne-a adus, cum să spun, din chestia asta am produs cel puțin în ce mă privește, sunt 3 doctoranți de mei plus 2 ai profesorului Panin, deci numai din partea română au fost 5 doctoranți și așa mai departe. Ne-ați promis că mai prezentați un proiect. Mai prezint un proiect care este la fel de lung, început din 1992 și care, dacă vreți, continuă și astăzi, este un perpetuum mobile, mereu generează. Deci până în zilele noastre, totuși, da? Generează unul dintre altul. Dar nu știu ce speță este, da? Și care, împreună cu olandezii sunt aici, cei care au coordonat în permanență și de fiecare dată, la fiecare fază, la fiecare etapă, au mai fost adunați și alții ăsta. De bază au fost olandezii de la Amsterdam, care acum sunt mutați la Utrecht, dar și care au avut ca scop cunoașterea structurii, în special a Carpaților, dar numai a Carpaților și a zona din fața Carpaților. Asta a fost una dintre idei. Și de la un prim proiect făcut din 1992, care a continuat până în 1999, apoi au fost generate alte două, care țin de o fază succesivă a unui proiect de integrare a datelor, așa numitelor, a domeniului solid al Pământului. Deci nu ne-am ocupat de mare, acolo ne-am ocupat de partea de uscat. Și din acest proiect, care în principiu a fost, sau în cea mai mare parte a fost finanțat de olandezi, tot prin intermediul lor am produs împreună un proiect major, un așa numit Eurocore, al lui European Science Foundation, care se numea Topo Europe, un proiect gigantic împărțit pe mai multe zone, între care a fost și un Topo România, a fost Topo Iberia, Topo Nord-Vestul Europei, și care avea ca scop determinarea, în fel, structurii și structurii adânci a zonelor pe care noi le analizăm. Care sunt marile, care au fost marile avantaje ale tuturor acestor proiecte? Au fost posibilități de investigație pe care noi nu le-am avut și nu le avem nici acum. Unele dintre ele fac parte din circuite internaționale, pot să le accesez, dar îți trebuie bani. Șeful și cel care este, cum să spun eu, sufletul acestor proiecte cu olandezii este profesorul Clutting, care l-aveți, da. Avem aici 3 imagini. Da, asta este o imagine în care profesorul Clutting a fost făcut doctor honoris causa al universității noastre. Să comentăm care este actorii odată. Este profesorul Clutting, mă rog, sunt eu acolo și... Erați atunci decan. Eram, da? Decan. Și erați președintele comisiei. Da. Și rectorul universității, Ioan Mihailescu. Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte, care a fost asta. La universitatea din Amsterdam am avut 8 studenți români care au făcut doctoratul. Și în același timp, în colaborare cu ei, sunt cam 10 olandezi care au făcut doctoratele în România cu dublă coronare. La unul din aceste doctorate este o imagine a comisiei, este o procesiune foarte, dacă vreți, impresionantă când te uiți la ea, pentru că te îmbracă în robă frumos, se merge cu maestrul de ceremonii, prezentarea candidatului este strict 10 minute și 50 de minute întrebări. Răspunsul. Deci fără nicio negociere. Nici, da. Deci,
După o oră fix apare maestrul ceremonii și bate cu toiagul în podea și spune ora este. Și cu asta s-a încheiat. Rămân doar părțile de felicitări și așa mai departe. Dar când candidatul vine să susțină teza, teza e publicată și e pe masă. Poza trece și când se ceremonia este într-adevăr impresionantă și bineînțeles că teza în forma în care a ajuns, asta a fost trecută prin multe mâini de specialiști. Filtre, da. Și la finalul acestei ceremonii, candidatului se înmânează diploma. Pe loc, ultimii care semnează sunt promotorii, deci olandezul și cu mine. La una, de fiecare dată am făcut legătura cu oficialitățile noastre și am o poză de la primul ambasador pe care l-am avut noi acolo când am intrat cu teza de doctorat, ambasador român în Olanda, Mihai Buhoară, un tip care mi s-a părut deosebit și care l-am invitat la așa ceva și când l-am invitat mi-a răspuns, vin cu o mare plăcere, am o mare bucurie să văd așa ceva pentru că aici sunt confruntat cu tot felul de activități ale românilor și tot felul de cereri. Și toată lumea cere câte ceva, toată lumea vrea să vină să fie finanțată cu tot felul de prostii și dacă este o treabă să vedem că niște tineri de-ai noștri se integrează în asta, este foarte bine. Deci astea sunt trei proiecte, categorii de proiecte majore care s-au și suprapus în timp, vă dați seama că nu se poate altfel. Pe nu? Perioade foarte lungi, cu o responsabilitate din partea dumneavoastră. Impresionant ce ați spus. Domnule profesor, vă cer permisiunea să mai anunț că ați fost de asemenea manager și la 30 de proiecte naționale în programe de cercetare majoră cu rezultate și nu doar atât. V-aș ruga să punem punct deocamdată acestei secțiuni complexe, care are numai o parte reală, nu și o parte imaginară, ne-ați și povestit, și după scurtă pauză vom realiza alte secțiuni ale dicționarului nostru. Se împarte a doua emisiuni cu invitatul meu, domnul profesor universitar, doctor inginer Corneliu Dinu. Domnule profesor, sunt la dicționarul vieții dumneavoastră, viața noastră în cuvinte, am dedicat o primă parte a celei de-a două emisiuni, secțiunii, proiecte internaționale, naționale, proiecte majore cu unități economice. Acum aș vrea să mai scriem o secțiune, cuvinte tipărite. Aveți 4 cărți care, de specialitate care stau în picioare, nu le-am adus fizic aici, 5 volume în calitate de editor, 93 de lucrări științifice, dar am să mă opresc nu numai asupra numărului, dar și asupra calității a 30 de lucrări în reviste cotate ISI, cu un factor de impact foarte mare. Aș vrea, dacă doriți, să ne focalizăm pe aceste reviste ISI. Da, rezultatele cercetărilor la care am participat și din care am publicat, astea unele le-am coordonat, să știți că sunt făcute în cadrul proiectelor de care aminteam și care și în parteneriat cu studenți, cu colegii de la universitățile respective, care puteau să fie, unele au fost făcute cu cei din Germania, altele cu cei din Olanda, cu cei din Franța și așa mai departe. Multe dintre lucrări sunt, dacă vreți, să spunem, produse de doctoranți. Nu produse de doctoranți și le-am semnat și noi, ci i-am adus pe doctoranți la nivelul la care i-am obligat să scrie lucrarea și să perfecționeze în a învăța așa ceva. Asta este ce am învățat de la cei din Occident. Și într-o limbă străină. Da. Asta era unul dintre obiectivele majore ale cercetării. Să se scrie lucrări competitive în reviste internaționale, în reviste cu referenți, în reviste care să
aibă factor de impact cât mai bun. Și o să vedeți la majoritatea lucrărilor cu doctoranți că eu, de exemplu, și profesorul Clutting sau profesorul Wong suntem pe ultimele poziții dintr-un șir de 3, 4, 5 autori. Așa era, așa este sistemul acolo și se știe. Asta ca să, dacă îmi permiteți, aprobă că toți suntem la să nu mai pune o întrebare, nu mai pun. De cercetare și de cel legat de publicații și mai departe, vreau să vă povestesc cunoștința mea, cum am făcut-o cu profesorul Clutting de la Amsterdam. Foarte pe scurt, în 1991 am trimis la Graz un grup de 5 studenți ai mei, doctoranți și nu știu ce, care au prezentat niște rezultatele cercetării. Și a fost un șoc, pentru că, în general, delegațiile românești pe la asemenea reuniuni erau cam de talibani, să le spunem așa. Și dintr-o dată au apărut niște ăștia tineri. Sir Clutting, care era tânăr și tânăr profesor, avea un numit profesor, imediat, este un individ care îmi merge minte extraordinar. Da? Și imediat și-a pus întrebarea, a luat deoparte și a spus, de fapt, mi-a plăcut foarte mult, dar cine e în spatele vostru? Și de aici am pornit la relația dintre noi și de atunci, împreună cu el, de exemplu, pe multe lucrări, am rămas în spatele lor ca să putem să scriem lucrări, să putem să facem. Sunt câteva domenii care sunt de interes, în care pot să spun că am făcut progrese importante. Un domeniu major îl constituie contribuții privind structura teritoriului României, a Carpaților și integrații într-un cadru mai larg, ajungând până la investigații la adâncime foarte mare și cu interpretări și cu mecanisme de formare a diverselor tipuri de structuri. Asta este o direcție extrem de importantă în care am reușit să facem progrese destul de bune. O altă a fost legată de Marea Neagră, care am reușit să îi descifrăm numai structura și să explicăm și mecanismele formării și evoluției bazinului Marii Negre pe diverse etape. Și pe lucruri legate de seismicitate și tectonică activă, deci ceea ce ne preocupă în perioada actuală, ce se întâmplă cu cutremurile, ce se întâmplă cu zonele care sunt afectate de tectonică activă, pentru că, așa cum se întâmplă multe alte lucruri, foarte multă lume vorbește, dar puțin știu, de fapt, care sunt cauzele, cum și ce se întâmplă, care sunt mecanismele și alte. Vezi, cu tremurile, nu vreau să fac aici, să intru și în acest subiect, dar personal am multe împotriva multora care se amestecă și discută despre procesele și problemele de tipul ăsta și sunt complet pe din afară. Așa că să venim la tot felul de lucruri dintre astea. Domnule profesor, am ajuns la un subiect, zic, nu numai controversat, la care se pricepe toată lumea. V-am ales pe dumneavoastră să dezvoltăm dicționarul nostru cu o secțiune pe care o meritați. Gaze de șist. Înainte de a vorbi despre fenomenul gazelor de șist, aș vrea să reamintesc respectatorilor că dumneavoastră aveți multe realizări, atât în cariera didactică, atât în cariera de cercetare, dar nu știu de ce până acum, cel puțin eu nu am aflat de ele, dar acum am documentat, și mai nou, așa cum am anunțat în debutul emisiunii, ați fost moderatorul pe site, contacte directe cu oamenii, campanie de informare privind gazele de șist în cadrul proiectului ANRM. Există un site dedicat, deci reprezintă o preocupare a dumneavoastră și nu-i ușor să fii moderator. Aș vrea, înainte de a aborda acest subiect, gazele de șist, să-mi dați voie, nu să vin și eu cu o noutate, dar să abordăm acest subiect, gaze de șist, mai exact fisurare, fracturare, de numele
unei personalități legendare a petrolului românesc, și anume este vorba de Johnny Niculescu. Foarte pe scurt, Johnny Niculescu s-a născut la Moreni în 1923, va plini în curând 91 de ani, în august. Deci este un personaj în viață. Director tehnic Ministerul Petrolului, director IPCUP 64-67, director CEPECA 67-71, după activitate de 19 ani și 5 luni, consilier al ministrului Mircea Malița un an și 3 luni, după ce a plecat de la CEPECA, acolo veni Ștefan Gheorghiu, doctor inginer la Institutul Petrol, Gaze și Geologie, Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcăminilor Petrol și Gaze, conducător științific, profesor doctor din CEP, Gheorghe Constantinescu, pe care cu siguranță că îl cunoaște. A fost și asistent universitar la Catedra de Fizică a Zăcămintelor, titular conferențiar doctor inginer Nicolae Cristea, cu siguranță că îl cunoaște. Expert internațional ONU, director al Serviciului de Pregătire și Perfecționare din cadrul Centrului Internațional de la Torino, până la pensionare, 86. După 1986 a mai continuat la Torino, iar din 98 s-a retras definitiv din activitatea internațională la Karlsruhe, Germania. Foarte pe scurt. De ce am ales? De ce am ales acest preambul? Spunând că de numele specialistului Johnny Niculescu este legată prima operație de fisurare hidraulică reușită în România în 1952. Când de altfel se leagă, apropo de întrebarea de când vorbim de fisurare. Foarte pe scurt, era o premieră pentru România aplicarea acestei metode, se făcuseră mari investiții pentru procurarea apei și calitatea acesteia, instalații de filtrare, tratare chimică, stații de pompe pentru mare presiune, dar nu se primea nicio cantitate de apă. Citesc din autobiografie 2012, Johnny Niculescu. Domnia sa mărturisește. Toate tratamentele sugerate de laboratorul de cercetare pentru foraj de extracție din Câmpina nu au condus la rezultat. Primele două operații de acidizare la care am asistat au fost fără rezultat, ca și precedentele. Cea de-a treia operație am executat-o eu, Bolduit, procedând de această dată la mărirea cantității de apă acidulată de la 12.000 la 30.000 de litri pentru a trata o zonă mai extinsă în stratul productiv din jurul găurii de sondă. Aceasta avea și riscul de a ataca tubingul prin care se injecta soluția de acid din cauza timpului de pompare acesteia în strat și producerii de detrisuri care ar fi putut bloca porirocii. Iar agregatul de pompare a soluției trebuia să aibă o capacitate de pompare mai mare ca să poată realiza presiuni până la 500 de atmosfere. Am avut norocul de a avea la dispoziție, deci suntem în 1952, un agregat de pompare nou, halibartă. Operația a avut loc în ziua de 5 decembrie 1952, după amiaza, când au fost terminate toate pregătirile. Asistau Jean Călinescu, inginerul șef al trustului Ploiești, inginerul Nicov, un brigadier, echipare sondor pentru intervenție, și Nea Costic, tehnicianul care opera pe agregat. Când s-a umplut gaura de sondă cu soluție acidă, motorul agregatului s-a oprit, iar presiunea la gaura sondă era de 1000 de atmosfere. I-am spus lui Nea Costic să mențină presiunea constantă ridicată la gaura sondă. După 10 minute s-a repornit motorul. Pompa acestuia funcționa normal, iar stratul primea soluție acidă. În numai jumătate de oră, cei 30.000 de litri de soluție au fost injectați în strat la peste 250 de atmosfere. Operația s-a terminat cu bine. Totul e bine când se termină cu bine. Mi-am permis să aduc la cunoștința celor care ne urmăresc și această realizare, întrucât merită, cred eu, să fie semnalată. Vă rog, domnule profesor, merită pentru îmi cer scuze că am făcut această divagație. Problema gazelor de șist este o problemă care, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al specialiștilor, reprezintă o mare realizare. Ea a devenit o problemă în momentul în care a intrat pe buzele tuturor, în momentul în care a intrat în mass media, în momentul în care s-a vulgarizat. Deci problema este următoarea. Gazele de șist sunt, de fapt, aceleași gaze naturale pe care le găsim în zăcămintele obișnuite. Ele sunt cele care au rămas pe loc. Știți că și petrolul și gazele se formează în același mod. Adică materia organică se sedimentează împreună cu sedimentele fine, ajung la o anumită adâncime, anumită adâncime de îngropare, favorabilă, la o anumită presiune, la o anumită temperatură,
când poate să genereze un proces îndelungat și nu știe care poate să genereze petrol sau gaze, depinde de adâncime, depinde de, depinde de diverse condiții. O parte din gazul care se formează este expulzat și migrează și ajunge și umple diverse rezervoare și pe care noi acum le exploatăm și le tratăm și le definim drept de rezervoare sau zăcăminte convenționale. O altă parte din gazul sau petrolul respectiv rămân captive în porii extrem de fini ai rocii, în microfisurile acelei roci sau absorbite de mineralele componente și care stau acolo captive. Acestea, și fie petrol, fie gaz. Că există și petrol de șist și gaze de șist. Și mai sunt și alte tipuri de roci. Și nu vreau să dezvolt mai mult. Nu. Deci este același gaz natural. A exploata o asemenea resursă nu este posibil decât prin intervenția asupra rocii respective. Dacă zăcămintele convenționale se extrag traversând rezervorul, ele fiind sub presiune, intră pe gaura de sondă și sunt extrase și, ca să scot mai mult, fac diverse forme de stimulente, între care și fisurarea hidraulică, ăsta este rolul fisurării hidraulice, dar sunt mai multe, acidizări, tot felul. Dar fisurarea este o metodă testată deja. Da, da, da. Fisurarea hidraulică, și noi folosim termenul de fisurare pentru că este un termen franțuzesc. Da. În cazul zăcămintelor neconvenționale, este absolut obligatorie fracturarea hidraulică. Ca eu să, ca să pot să produc, să-i creez rocii respectivă, posibilitatea să cedeze gazul pe care îl are acolo. Această fracturare hidraulică se face pentru a fi eficientă în foraje care sunt dispuse orizontal. Și aici este această combinație de foraj orizontal plus fracturare hidraulică care să ne conducă pe noi la a putea să extragem gazul respectiv. Cum se procedează? Se traversează cu foraj vertical, se intră cu foraj orizontal pe, da, vedeți aici, pe stratul respectiv și cu cât, ca să am o eficiență din ce în ce mai mare, ajung la o distanță, dacă se poate, 500 de metri, 1000 de metri, 2000 de metri de foraj orizontal în interiorul formațiunii. Și acum, după ce am intrat cu foraj orizontal, trebuie să un procedeu în acesta de a fractura succesiv diversele zone care să le fac să-mi permită să extrag gazul respectiv. Și acum, o întreagă operațiune de exploatare, să spunem, care poate să conducă la exploatarea unui zăcământ de gaze neconvenționale, deci de gaze de șist. Am câteva etape și care sunt definite. În primul rând, trebuie să ne imaginăm că a fost etapa de cercetare inițială când s-a identificat formațiunea potențială. Când am găsit formațiunea potențială, eu încep explorarea. Explorarea constă în a amenaja o zonă, a face un foraj, la început vertical. Și asta este ca să traversez roca respectivă, să-i fac testele, să-mi dau seama că îndeplinește condițiile. Dați seama, orice rocă în asta, ca să o definez ca fiind o rocă potențială de a produce și ce condiții exacte are, sunt o mulțime de teste care se fac. După ce fac această evaluare, abia atunci intru cu forajul orizontal și mă duc mai departe și fac explorarea dusă și dezvoltare. Ca să pot să genereze gazul, să mi-l aducă în sondă și să-l pot exploata, se face fracturarea hidraulică. Fracturarea hidraulică înseamnă ce? Să introduc apă cu nisip în ea și maximum 0,5% niște aditivi, îi introduc în sondă și pe perforatorile respective pun presiunea necesară pentru ca să-mi fractureze roca.
Cu cât roca este mai adâncă, cu atât presiunea de fracturare este mai mare, pentru că trebuie să învingă presiunea litostatică, presiunea de încărcare. Acest fluid de fracturare care face atâta vâlvă. Și acum revin la vârf. Care sunt problemele care au fost generate? Mă bucur că vă aud o întrebare dumneavoastră. Da. Care sunt problemele care i-a speriat pe oameni și așa mai departe? Deci fracturarea hidraulică, ce poate să producă? Folosește apă multă și folosește. Se folosește la o operație de fracturare între 15 și 30 de mii de metri cub de apă. Că se folosesc niște aditivi care sunt periculoși, care sunt, ceea ce nu este deloc adevărat. Sunt aditivi, se cunosc, sunt de stație, au diverse roluri. Au roluri de a proteja, de a face să fie mai eficientă toată treaba. Nu intru în asta. Deci, dintr-o dată, apa nu este care se introduce, este apă obișnuită și anumită cantitate. Dacă o am, fac fracturarea. Dacă nu o am, nu fac fracturarea. Aditivii nu sunt periculoși. Aditivii și gazele care rezultă infestează apa freatică. Eu fac această perforare, această fracturare la adâncimi de 2, 3, 4 mii de metri și eu am acviferul meu la 100 de metri. N-are cum să penetreze prin rocile respective. Când fac fracturarea hidraulică, se produc seisme. Cu tremure. Se produc cu tremure. Și se fac mari și mari și puternice dezastre și așa mai departe. În adevărat loc. Deci, sigur că orice fracturare pe care o fac în rocă produce microseisme. Dar sunt microseisme de ordinul, toată lumea știe acum și manevrează scara Richter, de 10 la minus 5, 10 la minus 3, 10 la minus 2 pe scara Richter, n-ajunge niciodată la mai mult de 2 pe scara Richter. Nimic din toată treaba asta. Și aici sunt problemele noastre. Și acum, eu sunt foarte dur. Știu foarte bine tot procesul tehnologic, știu foarte bine tot ce se întâmplă, dar problema este că dacă nu sunt, toată problema care s-a născut este legată dintr-o propagandă. Propaganda la scară mondială, propagandă la scară europeană făcută împotriva gazelor de șist să nu se producă în Uniunea Europeană, nici în altă Europa. Și vreau să vă spun că cei care au făcut propaganda au reușit. Au reușit să întârzie operațiunile de producere de gaze de șist cel puțin 3-4-5 ani. Acești 3-4-5 ani înseamnă tot atâția ani în care ei livrează gaz. Domnule profesor, noi suntem cu cincinalele totuși, că ați zis 5 ani. Deși eram tocmai la cuprinsul acestui fenomen, gazele de șist, Vă rog, să acceptați și de această dată să fracturăm puțin expunerea dumneavoastră, lăsând-o pe data viitoare să o continuăm. Oricum, ne-ați asigurat că nu trebuie să ne fie frică de gazele de șist. Se pune problemă. Am înțeles, dar e o isterie. Am remarcat și domnul în România profesor, cu gazele de șist. Imaginați-vă că în Statele Unite există 1.200.000 de sonde care produc gaze de șist. În același timp, în momentul de față, sunt 1.200.000 de sonde. Nu să vă dați seama că dacă fiecare sondă ar produce un dezastru, ar fi 1.000.000 de zone de dezastre. Și lumea, totuși lumea, mă bucur că nu se află în pragul stingerii universale. N-aș vrea să terminăm brusc. Înainte de a vă mulțumi sincer pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru conținutul informațional, pentru dăruirea dumneavoastră, vreau să mulțumesc și telespectatorilor, Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Încă o dată mulțumesc pentru fidelitate. Pe săptămâna viitoare.